pentru a influența alegerea președintelui Traian Băsescu într-un nou mandat. Așa ne spun ei, chiar dacă președintele Traian Băsescu nu a anunțat până acum că dorește să candideze. Despre politică, dar și despre politicieni care se gândesc să cumpere avioane la mâna a doua, sărăcia îi face pe unii să cumpere haine second hand, pe noi, pe români, adică pe guvernanți, ne face să ne gândim mai mult la cumpărarea de avioane la mâna a doua. Discutăm despre toate acestea în partea a doua emisiunii astăzi, când este 11 septembrie, 8 ani de la atentatele din New York, atentate care au schimbat politica lumii împotriva terorismului. 15:40 este ora la care încep comemorările la Ground Zero New York, locul unde s-au prăbușit turnurile gemene. Vom transmite în direct începutul acestor comemorări. Pentru început, în această emisiune, discutăm despre politică de Moldova, ajungem și la cea economică, dar pentru început, cea politică. Invitații mei de la această oră, domnul Bogdan Chiriac, jurnalist, bună ziua, bine ați venit, Partidul Democrat Liberal, domnul Ion Ghizdeanu, un tehnician în economie, mai mult vrem să aflăm și ce se întâmplă din punct de vedere economic, dar și un politician în același timp. Dacă influențează și se întrepătru, nu e nicio problemă. Din păcate, sper că politicul să ajute mai mult economia. Fără de aia. Mădălin Voicu, Partidul Social Democrat, o persoană care s-a fript puțin în Partidul Social Democrat și domnia s-a avut probleme cu excluderea, iată că este în continuare membru. Despre toate acestea în fabrică. Susține la prezidențiale pe Traian Băsescu și nu numai că îl voi susține, dar îi voi face și campanie electorală. Nu-mi dau demisie din PSD pentru că nu am motive. Voi face campanie electorală. Prin urmare, nu voi face numai la nivelul județului Iași, voi face la nivelul regiunii din Nord-Est. Am avut o întâlnire cu domnul Simirad și a acceptat să coordoneze alături de mine campania pe Moldova. Domnul Simirad și-a declarat sprijinul necondiționat pentru Traian Băsescu. Avem o misiune foarte importantă în Moldova, iar domnul Simirad va fi alături de mine în echipa de coordonare a activităților, a declarat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Constantin Simirad a fost de 3 ori primar al Iașului, din 1992 până în 2003, după care a fost numit ambasador în Cuba, funcție pe care a deținut-o până în 2006. Anul trecut a fost ales președinte al Consiliului Județean Iași din partea PSD. O decizie controversată. Ce se întâmplă exact? Vom afla în foarte scurt timp. Așteptăm o conferință de presă la PSD Iași. Gheorghe Nichita, președintele organizației, va face declarații în scurt timp. A fost o ședință fulger astăzi la Iași. S-a discutat despre acest caz, mai ales că este o situație complicată. Domnul Simirad este, îmi cer scuze, președintele Consiliului Județean, funcție câștigată uninominal, așadar domnul Simirad rămâne președinte al Consiliului Județean dacă este exclus din Partidul Social Democrat și practic apolitic, dar trece de partea Partidului Democrat Liberal. Scurte declarații. Domnule Voicu, ce părere aveți? Din câte cunosc, e un fel de răzmierieță între domnul Nichita și domnul Simirad pe fondul unor neînțelegeri probabil că mai vechi. Cum spunea și Ștefan cel Mare, Moldova este a urmașilor urmașilor noștri și nu e a noastră sau a celor care au clădit probabil acolo o disfuncțiune în PSD, pentru că este evident, a și spus-o domnul Simirad, că n-a avut o colaborare bună cu domnul Nichita și probabil că din cauza asta a ales altă cale. Oricum este un gen de indisciplină mai puțin acuzabilă decât unele care combină trădarea și minciuna mult mai eficient, să zic, pentru ei. El a spus clar, domne, nu mai vreau și plec. Mi se pare corect dacă asta este decizia lui. Eu, ca membru al Partidului Social Democrat, dezavuez astfel de lucruri pentru că ele vin în urma unor emoții create de un conflict între două personaje din același partid. Dar nu cred că pentru asta trebuie să sacrifici, știu eu, munca sau crezul într-o doctrină, numai pentru că nu te-ai înțeles cu vecinul sau cu colegul. Deci Simirad la Iași, nu că l-ar iubi pe Traian Băsescu, ci are probleme cu PSD-ul, evident, și atunci evident pleacă către Eu cred dinamic. Că asta este, de fapt, partea adevărată sau partea clară a lucrurilor. Probabil că nu e mulțumit nici cu chimia politică din PSD, cum sunt probabil și alții, dar eu n-aș fi trădat. Asta este trădare. Numai că trădare mai cinstită, dacă se poate spune, dacă nu e un nonsens sau un pleonasm, pentru că el n-a trădat
în spate, a trădat pe față. Și s-a retras din această... Da, nu. Nu, vă rog, domnule Ghizdan. Nu, sigur că n-am putea vorbi de faptul că este o decizie luată impulsiv. Cred că la maturitatea și la atâta experiență cât are, nu cred că singurul element îl reprezintă o ceartă cu un coleg, cu primarul Iașiului. Da. Iar dacă ceartă ar fi pe proiecte economice de anvergură, cred că poate s-ar justifica. Dar nu cred. Cred că este într-adevăr o decizie bună. Este o decizie gândită. Și cred că e gândită de mult timp, pentru că și-a asumat. Aici, într-adevăr, de acord, în general, orice schimbare e considerată ca o plecare și o trădare. Dar schimbarea a fost tot timpul. Dar dacă a făcut... Iași, domnul Gheorghe Nichita, președinte PSD Iași, va face precizările de ligoare în foarte scurt timp. Vă rog, domnule Ghizdan. Asta vreau să spun, că la poziția care a avut-o, la calitate de gospodar al Iașiului, totuși a fost de 3 mandate primar, decizia nu era luată și sunt convins că n-ar fi fost luată pe o simplă ceartă. Haideți să-l facă o asemenea pas. Să-l ascultăm pe domnul Gheorghe Nichita, președinte PSD Iași. Deci am o veste bună pentru domnul Constantin Simirad și o veste proastă pentru liderii locali ai Partidului Democrat Liberal. Pentru că domnului Simirad era foarte greu să conducă PDL-ul local Iași din poziția de membru al Partidului Social Democrat. Analizând astăzi declarația domniei sale și acțiunea domniei sale din ultima perioadă, în Comitetul Executiv Lărgit al Organizației Județene a Partidului Social Democrat, discutând cu primarii, cu toți primarii care sunt ai Partidului Social Democrat din județul Iași, pentru că primarii sunt într-o relație directă cu președintele Consiliului Județean, unanimitate, domnul Simirad a fost exclus din Partidul Social Democrat. Vreau să vă spun că am asistat la o analiză foarte pertinentă făcută de oameni din teritoriu, oameni care și-aduceau aminte cum au bătut din poartă în poartă la alegeri locale precedente cu portretul domnului Constantin Simirad și cu oferta făcută de Partidul Social Democrat și domnul Simirad pentru a fi ales președinte al Consiliului Județean. Cu faptul că această organizație s-a bătut în tot județul ca să-l facă pe dânsul președintele Consiliului Județean, când el, de fapt, a mers în 5 sau 6 localități din tot județul. Erau indignați de afirmațiile domniei sale, iar unul din primari, care este și la această masă, domnul Păstârnac, a și spus un lucru care se vehicula foarte mult în timpul campaniei, când mergea în teritoriu. Dacă, de către domnul Simirad, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Iar dacă voi mă vreți, cum era domnul primar, o să vă arăt eu vouă ce o să vă fac. Ei, lucrurile s-au împlinit. Deci gândul acesta care era în subconștientul domnului Simirad și apoi chiar declamativ, s-a confirmat prin faptul că la alegerile locale a venit, la alegerile parlamentare, pardon, a venit cu fiul său în rândurile Partidul Național Liberal să candideze, apoi faptul că toți primarii noștri, și vreau să vă spun că primarii la unison astăzi au spus un lucru. Domnul Simirad, de un an și jumătate... Da. În direct de la Iași, Gheorghe Nichita, care ne confirmă informația dată de Realitatea TV ceva mai devreme, Constantin Simirad a fost exclus din Partidul Social Democrat și trebuie să precizăm că potrivit legii PSD pierde funcția de președinte al Consiliului Județean, funcție în care domnul Constantin Simirad a fost ales prin vot uninominal. Domnule Chiriac, vă rog, imediat vă dăm și replica doamnelor și domnilor a lui Constantin Simirad, luată cu câteva ore înainte când domnia sa era deja convins că PSD-ul îl exclude. Vă rog, domnule Chiria. Domnule Șincai, Partidul Social Democrat acționează politic corect. În momentul în care domnul Gioană încă nu a ajuns în sondaje la nivelul domnului Băsescu, asemenea gest cum a făcut domnul Simirad poate constitui un exemplu negativ pentru alte filiale sau alți membri importanți ai acestui partid. Problema este de ce n-a făcut-o mai devreme. Excluderea domnului Simirad. Mai ales că în partea cealaltă, domnul Gheorghe Nechita este primarul celui mai mare oraș din România pe care îl are PSD-ul ca primar, nu? Că domnul Oprescu am văzut că este independent. Mai mult,
Partidul Social Democrat se va mai confrunta cu amenințare în perioada următoare. Această amenințare s-ar putea numi domnul Sorin Oprescu, în care, depinde cine, cum și îl sprijină din PSD, alte filiale ar putea fi tentate să se alinieze și în spatele domnului Sorin Oprescu. În acest moment, sigur că forța partidului, diminuată în acest mod, nu este în favoarea domnului Mircea Gioană, candidatului prezidențial domnul Mircea Gioană. De altfel, domnul Gioană poate că ar fi trebuit mai din timp, și vorbim strict din punctul de vedere al politicii de partid, nu vorbim acum de interesul național general, ar fi trebuit de mai multă vreme să-și facă ordine în partid. Și cum îți faci ordine în partid? Păi, de la Iosif Visarionovici, în partid faci ordine când tai niște capete, în așa fel încât ceilalți să te recunoască cu adevărat de lider. Pe când, așa cum stau lucrurile acum, nu știu dacă domnul Vanghelie nu e cumva un lider al Partidului Social Democrat. Domnul Mădălin Voicu, sau domnul Hrebenciuc, sau alți domni din această zonă, mă rog, că vedem și diverse aripi. Domnul Mitrea merge într-o parte, domnul Mazăre e în altă parte, domnul Oprișan nu știu dacă se află la PSD sau la Palatul Cotroceni, sau, deci, părerile sunt împărțite. Vedeți că până și decizia în privința domnului Simirad a durat ceva până a fost luată, când era un lucru grav, care din punct de vedere al Partidului Social Democrat trebuia rezolvat pe loc. Partidul Democrat Liberal, domnul Mircea Toader, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Toader! Bună ziua și bună ziua invitațiilor dumneavoastră! Domnul Nechita, președintele PSD Iași, spunea că, sau sugera faptul că domnul Simirad conducea oricum filiala PDL din zona. Eu n-am auzit de așa ceva. Decizia domnului Simirad, din punct de vedere al susținerii candidaturii președintelui Traian Băsescu, dacă și-o depune, este o decizie personală. Mai mult decât atât, noi l-am cooptat în condițiile acestea în staful de campanie pe Moldova, fiindcă pe lângă dânsul mai sunt mai mulți primari, având în vedere comportamentul președintelui, faptul că a fost primar general capitalei, cunoaște foarte bine problemele de descentralizare, susține descentralizarea și în aceste condiții mai mulți primari, probabil, sau alte persoane din această zonă vor susține candidatura dânsului. Dar dumneavoastră ați făcut deja un staff de campanie, chiar dacă președintele Traian Băsescu nu a anunțat că va candida? Deci noi oricum avem staff de campanie pentru prezidențiale, că nu așteptăm neapărat. Deci noi suntem pregătiți pentru prezidențiale. Și ce scrie acolo? Pe cine susțineți? Cine este candidatul pentru care munciți deja? Doamnă dragă, ca să ai o campanie de pregătit, sunt multe măsuri organizatorice. Nu e vorba de persoană în sine. Deci măsuri organizatorice pe sectoare, pe filiale, pe fiecare colegiu în parte, sunt măsuri foarte clar stabilite. Sigur că opinia noastră este că președintele va candida. Dar noi ne pregătim, că campania nu se face în două minute. Mulțumesc. A fost domnul Mircea Toader, Partidul Democrat Liberal. Spuneam de Constantin Simirad, cel care în urmă cu o oră, poate două, deja era conștient că va fi exclus din Partidul Social Democrat. Să vedem declarația. Mă voi alătura domnului Flutur și vom coordona o campanie electorală, aș spune, foarte dinamică în cele 6 județe din Moldova, adică în regiunea din Nord-Est. În această regiune eu sunt cel mai cunoscut și aș crede că am o influență destul de importantă asupra votanților. În rest, ce pot să vă spun, sunt mulțumit de felul cum s-a primit această declarație pe care am făcut-o și, după părerea mea, s-au decantat lucrurile în PSD Iași. Cei care mă vor urma vor vota precum votează subsemnatul, ceilalți vor vota, bineînțeles, ce vor dori. Veți rămâne în PSD? În PSD nu cred că mai pot rămâne. Din câte am înțeles, astăzi am fost exclus din PSD, așa încât nu cred că voi mai fi membru PSD. Constantin Simirad, cel care în urmă cu câteva ore era conștient că este deja exclus la acea oră, ne spunea domnul Simirad, deși ședința nu se terminase la PSD Iași. Domnule Voicu, vă rog. Vorbeam de trădări în partid, de modul în care se exclud oameni. Ați trecut prin așa ceva atunci când domnul Marian Vanghelie, care conduce interimar, nu? Deocamdată și PSD Giurgiu, a dorit să vă excludă din partid. Și totuși sunteți aici și eu vă prezint membru PSD. De ce? Nu știu, probabil că
Altele au fost datele în ceea ce mă privește și eu de obicei deranjez atunci când vin cu argumente și spun adevărul. Probabil că nu sunt încă un politician versat sau pervers. În ce privește trădarea, sigur că zona aceea de nord-est are o virtute în această formă de manifestare. Încă din istorie lucrurile s-au făcut remarcate sau au fost vizibile. Domnul Simirad, cred că este și puțin laș în condițiile în care, așa cum am înțeles, lucrurile nu erau tocmai liniștite în ultimii 2 ani de zile acolo. Dar asta e, Moldova are și calitățile și defectele ei, cu parșivenile și cu neputințele ei. Dar nu vreau acum să generalizez. Dar cred că dacă ne uităm atent la ce înseamnă oamenii noștri importanți din partid, cred că ar fi trebuit să avem, așa cum spunea domnul Chiriac, o analiză mult mai riguroasă și mai atentă și mai severă pentru a ne alege oamenii care pot munci și care au și imagine bună și care pot demonstra că au fost puși pe drepte, pe bune, acolo în funcțiile alea. Legat de mine sau de Vanghelie, nu știu, n-aș vrea să existe aici o comparație, pentru că nu-mi permit să ajung la nivelul de gândire și mentalitate și strategie politică a lui Marian Vanghelie. Dar pot spune că, în egală măsură, mă recomandă moralitatea și corectitudinea și în politică, la fel cum o fac în meseria mea de om de cultură. Aparte de asta, Sorin Oprescu, cred că și aici subiectul a fost atins adineauri, cred că nu reprezintă un pericol pentru PSD acum. Poate în timp să devină chimia politică alta. Deocamdată nu spuneți. Pentru moment nu. Haideți să vedem până una alta dacă va pica guvernul sau nu în această perioadă. L-am văzut mai devreme în jurnal pe primul ministru Emil Boc spunând că își asumă răspunderea chiar cu riscul de a pica guvernul. Este un gest de curaj, ne lasă domnia așa să înțelegem și să vedem exact ce va însemna acest gest de curaj, pentru că vorbim de o asumare de răspundere, dar vorbim și de o grevă. Doamne ferește să ne îmbolnăvim, să avem un proces pe rol, ori să fim nevoiți să achităm o taxă la stat chiar pe 5 octombrie. Greva generală programată la începutul lunii viitoare ne va da peste cap activitatea în sănătate, educație, justiție și administrație. O întrerupere a activității chiar și pentru o zi se va resimți asupra fiecărui cetățean. Care sunt efectele grevei, ne va spune chiar acum Mihaela Neacșu. Bună ziua! Bun găsit, ies în stradă cu speranța că își vor câștiga drepturile. Vorbim de cei 800.000 de bugetari care au anunțat că vor participa la greva generală. Consecințele întreruperii activității se vor răsfrânge asupra cetățenilor. Activitatea în școli va fi paralizată, astfel elevii vor sta acasă o zi pe care probabil o vor recupera. Chiar dacă nu vor putea opri activitatea în totalitate, cadrele medicale vor rezolva doar urgențele. Restul consultațiilor vor fi reprogramate. De asemenea, birourile pentru relații cu cetățenii, dar și ghișeele pentru plata dărilor vor fi închise. Sălile de judecate vor fi și ele goale pe 5 octombrie, în ziua grevei generale, magistrații judecând doar cazurile de urgență. Cu toate acestea, legea obligă ca pe timp de criză instituțiile publice să funcționeze la o treime din capacitatea normală. Iată câteva dintre costurile pe grevei. La telefon în acest moment, domnul Puiu Hașoti, Partidul Național Liberal. Bună ziua, domnule Hașoti! Bună ziua! Ce știți dumneavoastră? Veți depune moțiune de cenzură sau nu? Pentru că, iată, primul ministru ne vorbea astăzi de o eventuală cădere a guvernului, luată în calcul, adică. În situația în care vom reuși să avem o colaborare cu DMR-ul pentru a semna una, două sau trei moțiuni de cenzură, pentru că vor fi trei asumări, vom depune moțiune de cenzură. Lucrul acesta este clar. Rațiunile pentru care depunem moțiune de cenzură sunt două categorii. Este o categorie politică, pentru că la ora actuală nu era cazul să adopte aceste legi în asumarea răspunderii. Trebuia printr-o procedură parlamentară rapidă să se rezolve această chestiune. Iar al doilea motiv este cel care ține de conținutul acestor trei proiecte legislative și vreau să vă spun că noi, liberalii, am depus câteva sute de amendamente la aceste trei proiecte. Dar sigur nu ne facem iluzii că guvernul va accepta multe dintre ele. Rămâne însă deschisă problema colaborării cu BRD-ul.
Și știu că aici avem o chestiune divergentă pe care n-aș vrea să o explicitez acum la legea educației. Divergentă sau acolo ar putea fi o moțiune de cenzură? Acolo ar putea fi o moțiune de cenzură, dar există un punct în care nu ne înțelegem din principiu cu UDMR-ul. E o solicitare pe care dânsii o fac cu multă insistență. Noi nu suntem de acord, dar sigur nu este menirea mea să discut acum și nici să negociez. Poate negocierile între timp, astăzi, ieri, au avansat și vom vedea. Vom ști cu siguranță săptămâna viitoare ce se va întâmpla. Mulțumesc că a fost Puiu Hașoti, Partidul Național Liberal, senator al Partidului Național Liberal, un senator foarte important. Iată, nu este foarte exact care va fi soarta în acest moment. Domnule Bogdan Chiriac, pică sau nu guvernul? Domnule Șingă, în momentul în care s-a anunțat grevă generală pe 5 octombrie, nu cred că PDL mai poate să scoată PSD de la guvernare. Nimeni nu-și poate asuma acest lucru, mai ales că mie personal îmi este și teamă că în situația actuală a României, dacă scoți oamenii în stradă, e foarte greu să-i mai bagi înapoi în casele lor. Deci e un risc mare și pentru sindicatele care doresc să scoată oamenii în stradă. Acesta este categoric, ar putea să fie un punct de inflexiune în această toamnă în politica țării și mai ales în pacea socială, câtă mai este în această țară. În privința demonstrației ca atare, asumării răspunderii, totul este, dacă vreți, de la bun început, o gravă problemă de comunicare a acestui guvern. Se cunoșteau toate datele, se cunoșteau din campania electorală trecută. Dacă în luna februarie actualul guvern venea și spunea publicului: doamnelor și domnilor, trecem prin cea mai gravă criză economică din 1990 încoace. Nu o să mai avem bani să plătim salariile și pensiile. Au făcut cu femeii acord, iau bani de la Uniunea Europeană ca să plătească salarii și pensii. Nu putem merge la infinit cu această situație. În acest moment trebuie să facem niște reduceri. Toată lumea în jurul nostru, Bulgaria vecină, a făcut reduceri 15,5% din buget, laudă pe bulgar toată Uniunea Europeană în chestia respectivă. Domnul Ghizdeanu, vă rog. Da, n-aș vrea să încep cu sfârșitul, pentru că s-a dus în toată reforma, a adus-o domnul Chiriac, toată reforma, pe cei trei piloni, reforma administrației, reforma sistemului de salarizare și reforma educației. Domnul Ghizdeanu, e simpla problemă a reducerii cheltuielilor. E problema, gravă situația? Trebuie dați oamenii afară? Nu cred că este problema foarte gravă. De ce să fie gravă? Haideți să o luăm cu începutul. Sunt legi de reformă. Toată lumea este de acord că aceste domenii trebuie reformate. Suntem împreună, am trăit tranziția. Au fost zeci de ani când atenția a fost numai pe sectorul privat. Restructurări, închideri. Sectorul de stat nu s-a reformat. Deci este clar că această reformă trebuie făcută. A o prelungire forma este neavenit și în anii următori vom suferi și mai mult. Al doilea element, dialogul. Dialogul a fost în permanență. Dialogul cu sindicatele a fost în permanență. Dar dialogul... Și atunci, cine nu a înțeles? Ați vorbit altă limbă? Sindicatele ies în stradă și spun că nu sunt de acord. Poate totuși sunt și dorințe din partea liderilor sindicali. Dar în continuare există această disponibilitate. În măsura în care amendamentele nu contravin principiilor de reformă, știți, și astăzi, da, și mâine se întâlnește roboți, guvernul și nu vă supărați, am auzit, sunt sute de amendamente, ne spunea domnul Hașoti, până când? Zilele următoare, 15 în septembrie, avea ziua... persoane specializate cu mii de amendamente. Știți, dumneavoastră, domnul Fugat. Domnule Mădălin Voicu. Doamna Șincă, pică domnilor, guvernul. Eu, nu știu, cred că e picat de mic, dar nu asta e problema. Eu astăzi am lucrat și ieri pe Comisie la Cultură și am reușit să obținem niște procente în plus față de ceea ce propunea guvernul și Ministerul Muncii. Dacă se dorește, se poate. Marea problemă, și aici n-aș vrea să fiu judecat ca un PSD-ist subiectiv sau tendențios, marea problemă a neputinței acestui guvern este interferența domnului Băsescu, care se vede cu ochiul liber și unde impunerea unor lucruri contra naturii în ceea ce privește
păstorirea acestei crize și guvernul care trebuie să se ocupe corect de niște lucruri a avut numai influențe acum, domnul greșite. Băsescu, spuneți că are vreo legătură cu sindicatele care ies în stradă? Domnul Băsescu nu are legătură cu sindicatele. Domnul Băsescu a promovat unele legi prin intermediul domnului prim-ministru Boc, pe care eu îl respect pentru că îl cunosc ca fiind un om de cultură și educat. Dar probabil că există o altă forță, o altă impunere, împotriva cu alte interese. Dorinței PSD, a promovat domnul Băsescu, a promulgat astfel de legi, după primul ministru? După cum știți, PSD-ul n-a fost tot timpul împotriva unor legi. Ba din contră, le-a și cultivat și a și propus unele. Numai că anumite lucruri care s-au întâmplat, cel puțin în primul al economiei, ca o rezervă pe care statul ar fi trebuit să o aibă și o plajă unde, să spunem, te puteai desfășura în liniște, fără să te împrumuți de bani pentru salarii și pensii, asta este grav, de la FMI și de la fondurile europene, lucrurile astea eu nu le pun în seama PDL-ului, nici măcar în seama domnului Boc, le pun în seama domnului Traian Băsescu, care a desfăcut greșit această lucrare. Fără să fiu obligat să îl judec că ar fi vrut să facă rău. Dom'le, unde nu te pricep, nu te bagi. Dar pentru că lui îi place să controleze tot, să vânture dosare, să amenințe, să șantaje. Adică PSD-ul nu putea să spună. Pentru că toate legile sunt făcute de guvern, de miniștri. Legea salarizării este făcută de un colectiv de cei doi miniștri, da? Ministrul Muncii și Ministrul Finanțelor au lucrat împreună și au făcut această lege. Nu pot să intru într-un dialog cu dumneavoastră pentru că dumneavoastră pedeliștii veniți cu lecția învățată de acasă și nu sunteți de acord cu nimic. Eu accept greșeli pe care PSD-ul le face. Domnul Sârbu n-a contribuit? Nu, aici, dacă vreți, vorbim direct pe obiect. Este în primul rând problema cu legea învățământului, care a fost atât de deformată. Acolo este un pact al educației naționale care există de 3 ani de zile. Este clar că nu ajungem la nicio concluzie. Haideți să ne oprim pentru moment aici. Le mulțumesc domnilor politicieni pentru prezența în emisiune cu domnul Bogdan Chiriac. Rămâne și pe partea a doua a emisiunii când discutăm despre 8 ani de la cumplitele atentate din 11 septembrie. Astăzi discutăm și despre ce își propune România. Guvernul României ia în calcul și achiziționarea unor avioane de la americani la mâna a doua. Declarația lui Mihai Stănișoară imediat după publicitate. Vino la Germanos și profită de super ofertele Nokia. Acum ai telefonul Nokia 5310 Express Music cu garanție pe viață la numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option Plus. Pentru super oferte Nokia, întreabă la Germanos. Când spălătoriile profesionale au de îndepărtat pete extrem de dificile pentru hoteluri și restaurante de renume, pot adăuga, pe lângă detergentul folosit, produse speciale. Acum, tehnologia de ultimă oră pentru îndepărtarea petelor se regăsește și în Ariel Profesional, noul produs pentru îndepărtarea petelor. Adaugă-l la spălare pe lângă detergent pentru ca și tu să obții rezultate profesionale. Încearcă noua gamă Ariel Profesional, expertul în îndepărtarea petelor. Le rondini nel cielo che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Don Café, caffè col suflet. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Tiger Woods este campion de la vârsta de 5 ani. Roger Federer, cel mai bun tenismen mondial 4 ani consecutiv. Thierry Henry, campion european și mondial în numai 2 ani. În fiecare zi ai șansa să arăți lumii cât ești de fenomenal. Gillette Fusion Power Phenom. Microimpulsurile delicate reduc frecarea și aproape că nu simți lamele. Gillette Fusion Power Phenom funcționează cu baterie, oferind cel mai confortabil bărbierit de la Gillette. Alt bogătan a ajuns pe drumuri. Dacă n-a știut economie. Uite aici economie. Ingrediente de top la bani puțin. Și cu afat acasă. Astea se afacă. Bonus Enzym 5. Curat afacere. 9 din 10 femei l-ar cumpăra din nou.
600 de milioane de bărbați se bărbieresc cu Gillette, așadar am învățat cum să-ți protejăm mai bine fața. Încearcă noul gel de bărbierit Gillette Series. Îți protejează fața și asigură o alunecare cu până la 30% mai ușoară a aparatului de ras pentru o protecție incredibilă împotriva iritației. Noul gel de bărbierit Gillette Series. Inspirat de 600 de milioane de bărbați pentru o singură față, a ta. Gillette, perfect bărbătesc. Un zâmbet, o privire, un gest, o șoaptă. Pași în tangoul pe care îl numim uneori flirt, alteori dragoste la prima vedere. Crezi că știi regulile jocului? E timpul să le înțelegi. Pregătește-te pentru Sex Appeal, știința atracției, un captivant documentar Discovery Channel în exclusivitate pe DVD în colecția Enciclopedica, în parteneriat cu Siveco România. Vineri, 18 septembrie, Sex Appeal, știința atracției. Numai împreună cu ziarul Cotidianul. Preț special 12,9 lei. Cotidianul. Pentru cititori de elită. Știri de ultimă oră. Din 17 august poți intra în lumea Cinestar și pe DigiTV Satelit. Abonează-te acum, deschide ochii și visează. Descoperă Nova Brazilia Ibric cu gust bogat și mult caimac. Rețeta specială pentru Ibric. Wow, ce surpriză! Nova Brazilia Ibric. Nou pachetul de 250 de grame. Rețeta gustului bogat. Caută resurse. Atache după un meci care a ținut cât o viață, prieten. Da, apără atache! Și Dinamo realizează miracolul. Se califică în grupele Europa League. În premieră pe DVD, Slovan Liberec, Dinamo București. Marți 15 septembrie, numai cu Gazeta Sporturilor. Meciul în care a renăscut o mare echipă. Dinamo. Tide Absolut, scutul de protecție pentru supermame. Mama mă îmbracă în tricoul meu preferat. Ne jucăm cu furtunul și murdăria pare că se curăță ca prin minune. Numai ea știe secretul. Mama folosește Tide Absolut cu formula îmbunătățită ca un scut de protecție ce nu lasă murdăria granulată să se fixeze pe țesăturile din bumbac. Vezi diferența doar cu apă. Iar hăinuțele sunt de un alb imaculat. Mami e super! Tide Absolut. Super protecție pentru super mame. Stai deoparte sau te implici? Am ales să ne implicăm în viața românilor, zi de zi. Împreună am ridicat 6 parcuri. Am făcut România mai verde cu peste 200.000 de arbori. Am reconstruit peste 100 de case și 4 școli. Nu e mereu ușor, dar împreună vrem să mergem mai departe. Pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Uite, am învățat să-mi vârf pizza ca băieții de la pizzerie. Ups, vai, pete de grăsime. Cum le mai scot eu acum? Nicio problemă pentru noul Vanish Oxi Action Intelligence Plus. Hai să facem un test. Iată, detergentul nu e suficient, dar împreună cu formula inteligentă Vanish înlătură chiar și petele de grăsime. Wow! Nici urmă de pată. O doză de Vanish la fiecare spălare crește puterea detergentului tău. Să mai iau o pizza? Vanish. Ai încredere în roz. Uită de pete. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit în fabrică și așteptăm din moment în moment la New York, Statele Unite ale Americii, în Ground Zero. Va începe ceremonia de comemorare a victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie. 3.000 de persoane și-au pierdut atunci viața. New-yorkezii și-au dat astăzi întâlnire la Ground Zero, locul în care se înălțau cele două turnuri gemene. Vom urmări în direct toate aceste desfășurări de forță de acolo. Practic, americanii își aduc aminte astăzi de 11 septembrie. Vorbim și noi despre acest lucru în contextul în care lumea a evoluat și România este parte a Alianței Nord-Atlantice, alianță în care trebuie să iei anumite decizii atunci când ești partener. Invitații mei de la această oră, domnul Bogdan Chirea, care a rămas alături de mine, și colegul meu Adelin Petrișor. Bună ziua, bine ai venit! Vrem să vedem, pentru început, declarația ministrului apărării în legătură cu achiziționarea de avioane F-16.
avem deja, să spun, acumulate informațiile despre orice tip de avion nou îl putem achiziționa. Mai așteptăm din partea Statelor Unite o ofertă, să-i spunem, ce ar însemna să achiziționăm niște avioane care sunt în uz. Adică la mâna a doua. Cu alte cuvinte, da, second hand. Da. Ea nu poate fi exclusă în actualul context de criză economico-financiară. Nu excludem achiziționarea de avioane la mâna a doua. Adelin Petrișor, cu explicații. Ce înseamnă acest lucru? Ar fi cea mai proastă treabă pe care am putea să o facem. Un avion de vânătoare nu-l cumperi pentru 10 ani. Când bași bani într-un multirol... De ce ne trebuie să cumpărăm avioane de vânătoare? Pentru că avem aviație, pentru că suntem a șaptea țară ca număr, ca populație din Europa și pentru că trebuie să ne apărăm frontierele. Și am băgat sute de milioane de-a lungul anilor în pregătirea piloților și nu putem într-o zi să spunem, știi ceva, ne costă prea mult aviația, hai să închidem. Și să lăsăm piloții în care am băgat sute de milioane de euro să stea la sol. Ne-am asumat să avem o armată. Suntem o țară puternică, suntem membru NATO. Aviația este o componentă foarte importantă a unei armate. Nu poți să-ți permiți să arunci tradiție, zeci de ani de muncă, sute de milioane de dolari, bani băgați în pregătire, nu poți să le arunci într-o zi pe fereastră. Sunt țările baltice care au nevoie de sprijinul NATO pentru a-și asigura securitatea spațiului aerian. Inclusiv românii de la baza 71 s-au dus și au zburat ca să le protejeze spațiul aerian. România este o țară de 22 de milioane de oameni. Nu cred. E destul de umilitor să vină altcineva să-ți protejeze spațiul aerian. Deci avem nevoie de asta. Când cumperi un avion de vânătoare, nu e ca atunci când cumperi o poșetă. Cumperi un avion de vânătoare pentru un ciclu de 30-40 de ani. Îți calculezi foarte bine ce faci. Specialiștii, cei care se pricep, eu nu sunt specialist, spun că este cea mai dubioasă, ar fi cea mai dubioasă afacere. Să cumpărăm un avion de vânătoare pentru 10 ani, am cumpărat un avion vechi, probabil un F-16 Block 35, asta înseamnă undeva prin anii 80, vom mai băga mulți bani în revigorare, în upgradarea echipamentului de bord a avionicii, toți banii aceștia se vor duce la firmele americane. Există posibilitatea să cumpărăm avioane noi. Când dai pentru cumpărarea unor avioane de vânătoare $1 miliard sau $4 miliarde, te aștepți să primești și ceva în schimb. Sunt celebrele contracte de offset. Te aștepți să ai parte și de un transfer tehnologic, adică specialiștii tăi să învețe și să fie puțin mai pregătiți decât au fost înaintea acestui contract, nu? Ori, în momentul în care cumperi niște avioane noi, pe care le vei ține 10 ani, în care vei băga o căruță de bani, nu văd unde e economia. Chiar dacă, domnule Chiriac, suntem într-o perioadă de criză, nu știu, eu înțeleg, vine armata și spune, am cumpărat cele mai bune avioane de pe piață, dar nu avem bani. Suntem în perioadă de criză, ne adaptăm, iată, luăm în considerare așa ceva, a recunoscut ministrul apărării, nu este luată o decizie. Prima decizie e în CSAT și în Parlament. Dacă România în această perioadă istorică își permite să aibă aviație de vânătoare, aviație supersonică sau nu își permite. După ce e această decizie fundamentată și nu pe glandă, nu? Fiindcă altminteri este ridicol. 24 de avioane sau 48 de avioane nu pot apăra România de nimeni. Sau dacă vreți, pot apăra România de oricine. Cine atacă cu aviația de vânătoare România astăzi? Dacă ne atacă Rusia, avem prea puține. Dacă ne atacă Ungaria, avem prea multe, să știți. Deci e ridicol. Trebuie să ții seama de contextul politico-strategic în această chestie. Da. Ce spune Adelin Petrișor vis-a-vis de piloți este adevărat. Trăinuirea, educarea, învățarea piloților costă mulți bani. Deci dacă numai piloții sunt problema, poți găsi soluții pentru ei. A doua chestiune. Cu avioanele second hand. Avioanele second hand au un avantaj. Ele costă un dolar bucată. În baza unui acord între, dacă despre acest contract vorbim, între timp eu știu ce mai fi fost, că e campanie electorală. Acordul este între Guvernul Statelor Unite și Guvernul României. Să ne înțelegem bine. Orice avion cumpără România, că aviația este cea mai scumpă armă și numai cei mai tehnologizați pot scoate maximum din această armă. Să ne înțelegem foarte bine. Deci nu-i pe glumă aici. Adelin Petrișor tocmai vine după portavion, da? Deci vreau să vă spun că ultimul sistem de navigație și ochire și dirijarea focului
Există numai pe avionul american și poate pe avionul britanic, folosit de britanici. Nu este exportat nici în Germania, nici în Franța, nici în România. Vă spun eu unde există. Când în Israel suntem. Există. Mă rog, dar nu e NATO. Mai da, mult, există, când, vorbim, când vorbim, deși nu ți-l vinde nici Israelul, că Israelul are nevoie de acordul Departamentului de Stat, deci anumite echipamente, și în ziua de astăzi numai așa se pot exporta. Fără echipamentul respectiv, să știți că nu aveți nicio șansă într-o bătălie. A, îl mai au rușii, poate, sau sunt undeva rușii pe acolo. De la ruși nu se poate cumpăra. Când vorbești despre aviație, spui, dom'le, unde mă duc cu aviația supersonică? Că în România, cum spuneam, e foarte puțin, probabil, să fim atacați. Dar putem merge în lumea, în Orientul Mijlociu. Era să clasific lumea din greșeală. În Afganistan, în Irak, cine mai știe? Ferească Dumnezeu de Iran, dacă zvonurile care se aud or fi adevărate și pe acolo. Haideți să ne întrerupem puțin. Și acolo cu cine mergi? Cu americanii mergi. Nu, nu merge americanii. Ceremoniile în America. Un minut să vedem cum se desfășoară și revenim imediat. Tocmai au schimbat în acest moment cadrul. Sunt mai multe ceremonii în acest caz, trebuie să vă spunem. Se desfășoară simultan. Președintele Barack Obama se duce mai puțin mai târziu la Pentagon, în statul Virginia, nu departe de Washington. Vom avea și de acolo imagini. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, și primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, au rămas la New York, acolo unde sunt ceremonii. Vom ține la curent cu desfășurarea acestora. Adelin Petrișor. Aș vrea să-l contrazic puțin pe Bogdan Chiriac. România nu se va duce nicăieri cu avioanele să atace. E știut faptul că americanii nu au atacat cu aviația decât alături de britanici sau australieni. Oameni care vorbesc limba engleză, e limba lor, da? N-au atacat cu nimeni altcineva. Deci România poate să-și ia F-22 Raptor. Nu va da lovituri preventive alături de Statele Unite niciodată. Deci ar trebui să-și ia România, pentru că e obligație vorba. NATO să ai poliția aeriană, domnule Bogdan Chiriac, adică să-ți protejezi spațiul aerian. Ar fi de râs ca a șaptea țară din Uniunea Europeană să aibă nevoie în NATO de o altă țară din NATO care să-i patruleze spațiul aerian. De râs, de râs pentru a șaptea țară din Uniunea Europeană. Bun, de râs. Știu. Faptul că populația României primește de la Uniunea Europeană zahăr și făină, așa care este apoi trimisă este. Cu sigla Partidului Democrat Liberal. Aveți un discurs apropiat al politicienilor, un discurs populist. Bun, haideți un discurs populist. Acum, așa, păi mi se nu, pare. Da. Așa mi se pare. Adelina, ai spus că suntem a șaptea țară și ca ar fi populație. De rușine. Așa ai spus. Păi, haideți să închidem. Oricum, păi care e rușinea mai mare? La pământ. Să n-am aviație supersonică? Sau să fiu nevoie să-mi dea Uniunea Europeană zahăr și făină. Păi, nu, poate aici nu este un punct problema. De a vedea. Cum vedem să râdă lumea de noi, cum ar fi, în străinătate, că nu avem că niște aviație avioane, supersonică, da. Și să nu avem bani în țară pe de altă parte? Nu, ideal este să avem și zahăr politic. Și făină. Bineînțeles. Și aviație supersonică. Și să avem acum, mai mulți eu nu bani. Cred că unde dacă, este granița? Dacă, cum le împaci? Păi nu știu, că nu sunt premier. Dacă eram în locul domnului Boc, vă spuneam, și în locul ministrului Pogea, v-aș fi spus cum am făcut, care exercițiul bugetar pe anul acesta. Cert este că noi ne-am asumat un rol de mare putere în Europa. Mare, mică putere. Avem 1000 de oameni în Afganistan. Avem nevoie de dotare pentru ei. Noi am hotărât că ne trebuie armată. Exact ce spunea Bogdan Chiriac mai devreme. Dacă hotărâm că ne trebuie armată, trebuie să o facem așa cum trebuie. Bun, dacă ne hotărâm. Dacă nu, ne luăm făină și ce spunea domnul Chiriac de zahăr de toți banii, și atunci asta e. Nu știu cum se împart deci, banii. Eu nu vreau mai să... departe, să se înțeleagă bine. Când se iau cele 24 de avioane F-16 în baza acordului guvernamental, să nu se înțeleagă că ele sunt pe gratis, căci nu sunt pe gratis. Ora de zbor, nu sunt banii veniți din cer. $1000. Ora de zbor folosită cu tot ce înseamnă în chestiunea asta atinge și $200.000, cu toate cheltuielile incluse, echipamente, piloți, costuri și așa mai departe. Nu? Că atunci când emite Realitatea TV o oră, nu emite doar cât plătește Radio Releu. Cum ați calculat $200.000? Așa l-au calculat dânsii. Deci ora de zbor pentru un F-18 așa. Super Hornet este $20.000. Când zboară 24 de avioane, acestea sunt datele mele, pe ele calculez. Da. Până or fi celelalte. Dacă ar zbura toată flota o oră, costă în jur de $4-5 milioane. Bugetul României. Dar știți cât e ora la MIG? Cât plătim pentru MIG-ul 29 Lancer? Presupun că tot pe acolo, nu știu. Bun, mai avem doar câteva minute. 3500 de euro, asta e ora de zbor. Haideți să vedem ambele variante. Aici, la MIG e cu prăbușirea inclusă sau fără?
Sunteți sarcastic aiurea, pentru domnule că Chirea, toate avioanele cad la un moment dat. Nu aiurea. Foarte scurt, să vedem. Domnule Chirea, ce-ar pierde România dacă luăm avioane la mâna a doua? Pierdem în imagine, deci, ce pierdem? Din nou spunem chestiunea asta. Trebuie să iei decizia politică. Dacă ai luat decizia politică, aviația e o armă foarte scumpă și vrei să ai aviație supersonică, mergi mai departe. Ce-ți spun acum americanii? Ia 10 ani aceste aparate la mâna a doua, fiindcă peste 10 ani, de fapt în 2015-2016, va apărea F-35, care va fi cel mai performant avion de zbor din lume, din toate punctele de vedere. Invizibil, poate să cotească fără să-și încline aripile, sisteme de zbor și navigație, armament cu totul speciale. Și atunci, când România își va fi permis în 2015-2016, îl luați pe cel mai performant. Și ei spun, acum sunt importanți piloții să meargă în această zonă și să fie antrenați de la MiG la aviația de tip occidental, aviația de tip american. Nu, puțin, vreau să spun asta. MiG-ul 21 Lancer, așa cum arată, are avionică net superioară F-ului 16-35, adică aparatura de bord. Ceea ce ne vor vinde americanii, deci aparatura de pe acele avioane, este sub aparatura pusă cu izraelienii de la Elbit pe MiG-urile 21 Lancer. Deci o să avem un regres. Ca să avem parte de progres, vom mai băga foarte mulți bani în avionică, acești bani se vor duce în continuare în Statele Unite, nu vom avea parte nici de offset, nici de transfer tehnologic, nici de nimic, vom avea niște avioane care ne vor costa foarte mult pentru o perioadă foarte scurtă, ceea ce e aberant. Trebuie să ieșim. Decizia va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a țării până la finalul acestui an, așa declara ministrul apărării Mihai Stănișoară într-o emisiune la Realitatea TV, așa cum l-ați văzut la început. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vedeți în continuare ceremoniile de comemorare a atentatelor de la 11 septembrie. 8 ani sunt astăzi de la atentate. Cum ziceam, e de top. Formula puternică din Bonux curăță petele astea dificile. Bonux are acum Enzim 5, ingrediente din detergenții de top. Hei, ai văzut cum scoate petele din minți? Da, și din haine. Zbormania. 30.000 de bilete. Numai săptămâna aceasta. De la 13 euro, taxe incluse. Grăbește-te! Rezervă acum pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Peste 200 de lideri ai mediului de afaceri. O singură voce. Guvernul privat. Guvernul privat a propus soluții pentru economie și pentru viața fiecăruia dintre noi. Reducerea numărului de taxe și impozite, legea salarizării unice, introducerea asigurărilor de sănătate private, neimpozitarea profitului reinvestit, acces mai simplu și prefinanțare pentru fondurile europene. Guvernul României le-a adoptat. Guvernul privat. Angajat pentru România. Toamna se numără capturile la Expo Aventuri. Peste 60 de mărci, cele mai tari scule, sute de modele de lansete și mulinete, mii de accesorii de pescuit și vânătoare te așteaptă la cel mai complex târg de profil din România. Expo Aventuri la pescuit și vânătoare, ediția de toamnă.
1-4 octombrie, Romexpo București. Eveniment organizat de revista Aventuri la pescuit. De la pescari pentru pescari. Costinești, coafura rezistă. Vințul de jos, coafura rezistă. Săpânța, coafura rezistă. Da, e ok. Cosmetics Beauty Hair, 17-20 septembrie, numai la Romexpo. Informațiile puternice produc schimbări. Oamenii puternici le controlează. Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te. Intră pe www.standard.ro, secțiunea abonamente. Business Standard, pentru nivelul următor. Alătură-te celor peste 100.000 de voluntari. Fii voluntar. Fii Crucea Roșie. Revista Superbebe îți oferă în luna septembrie al treilea CD din colecția Brainy Baby Music. Bebe, jucăuș! Brainy Baby Music este o serie de 4 CD-uri cu muzică pentru bebeluși, concepută special pentru stările copilului. Bebe jucăuș conține piese vibrante și tonice ce încurajează copilul să descopere lumea cu ajutorul muzicii. Bebe jucăuș numai împreună cu revista Superbebe din septembrie. Proiect susținut de Dorna Izvorul Alb. Superbebe pot fi toți copiii dacă părinților citesc revista Superbebe. Știri de ultimă oră. Din 17 august poți intra în lumea Cinestar și pe DigiTV Satelit. Abonează-te acum, deschide ochii și visează. Un zâmbet, o privire, un gest, o șoaptă. Pași în tangoul pe care îl numim uneori flirt, alteori dragoste la prima vedere. Crezi că știi regulile jocului? E timpul să le înțelegi. Pregătește-te pentru Sex Appeal, știința atracției, un captivant documentar Discovery Channel în exclusivitate pe DVD în colecția Enciclopedica, în parteneriat cu Siveco România. Vineri, 18 septembrie, Sex Appeal, știința atracției. Numai împreună cu ziarul Cotidianul, preț special 12,9 lei. Cotidianul, pentru cititori de elită. Se apropie! E vedeta sezonului! Mult așteptată! Fără alte prezentări! Timbar Limonadă. Răcoare și savoare într-o limonadă tare. Cei mai mulți copii pornesc în viață plin de entuziasm, cu vise mari. Vreau să fiu astronaut. Vreau să fiu balerină. Alții însă nu se pot bucura de visele lor. Dăruiește copiilor cu malformații cardiace șansa să-și îndeplinească visele. Poți contribui la utilarea unei secții specializate de la Spitalul Marie Curie din București, cumpărând produsele participante la campania Șansă la viață, șansă la noi amintiri de la Selgros. Business Standard îți prezintă Soluții de criză, o alternativă la criza de soluții. Actualele mecanisme de control nu reușesc să scoată la suprafață economia neagră, care aduce pierderi anuale de peste 5 miliarde de euro la buget doar din neîncasarea TVA-ului. Propun obligativitatea ca drepturile salariale și plățile în orice categorie de persoane mai mari de o anumită sumă să fie făcute numai prin intermediul conturilor bancare. Este soluția oferită de Valentin Iordăchescu. Sigur ai și tu o soluție anticriză. Scrie-ne pe www.standard.ro. Business Standard ți-a prezentat Soluții de criză, o alternativă la criza de soluții. Emil Boc l-a reîntors pe Cătălin Predoiu la masa discuțiilor cu magistrații. Decizia premierului vine după ce ieri președintele a fost prins în ambuscada magistraților. Întâlnirea de astăzi este în curs. Mona Pipniceru, președinta Asociației Magistraților, va fi invitata noastră la Deschide Lumea. Război